Domnului Iisus Hristos deschidem minutele de rugăciune și școala de sabat cu cântarea numărul 601 Un sabat ceresc Tatăl nostru care locuiești în ceruri, cu deplină mulțumire și respect în numele Mântuitorului nostru Isus Hristos și cu această ocazie ne închinăm și îți mulțumim din toată inima pentru bucuria sabatului tău. Îți mulțumim că ne-ai strâns și dorești ca din nou să avem părtășie unii cu alții și toți cu tine și dorești ca cuvântul Evangheliei să lucreze din nou în viața noastră te implorăm și te rugăm frumos în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne dai putere, să fim atenți totodată, să putem să asimilăm hrana din sabatul acesta și să avem fericită ocazie să ne bucurăm cu toți de mântuirea care ne-ai pus-o în dar și ne-ai pus-o la dispoziție. Te rugăm să nu privești la meritele noastre și la jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, să binecuvântezi aparatul școlii de sabat, să ne binecuvântezi pe noi toți, chiar și cei ce n-au putut să vie, te rugăm să-i în drum cu Duhul Tău cel Sfânt și să ne aduci cu toții să ne bucurăm de părtășia sabatului tău. Binecuvântează-ne în continuare, ajută-ne să învățăm, ajută-ne să trăim și totodată să fim alături de tine ca, să ne, ca în cele din urmă să ne oferi viața veșnică la care ne-ai chemat. Proslăvit, glorificat, mărit, onorat și binecuvântat să fie numele Tău de Tată, al Mântuitorului nostru Isus Hristos și a puterii Duhului Tot Cel Sfânt de acum și toată veșnicia. Amin! Amin. Pacea Domnului Isus Bisericii lui Dumnezeu din Castelion. Pe cei care au în inimă rugăciunea și trângesc, așa cum spunea cântarea, după momentul când se mă întâlnesc cu Domnul Isus, în dimineața aceasta, Domnul Isus să-i binecuvinteze. triumfătorii din vremea sfârșitului nu vor fi decât cei care vor crede cu tărie în puterea rugăciunii. Avem o carte frumoasă pe care vă îndemn să o citiți, triumfători pe genunchi. La puține clipe în istorie se află marele eveniment al Apocalipsi 13, atunci când vom da piept în piept cu ceea ce biserica predică de 160 și 70 de ani. Astăzi este momentul să ne fortificăm și să ne umplem de putere. Pentru că lucrez în colportaj de 16 ani, permiteți-mi ca înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu împreună și să citim câteva îndemnuri, îmi cer iertare de la prietenii, de la pătrăuți și cei din Moldova care au auzit experiența, dar pentru că este o experiență care m-a marcat de uh, domeniul ei fantastic, cum Dumnezeu lucrează la inimile oamenilor, nu numai cei care sunt prezenți astăzi în sabbat aici. Dumnezeu are, cum spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, mai am și alte oi. Acele oi, Dumnezeu, le protejează tot atât de mult ca și pe noi și le asculte și rugăciunile lor. Într-o dimineață făceam orășelul Dolhasca din Suceaba, un orășel micuț, ca o comună. Și am ajuns la o căsuță mică din lut, așa cum se fac în zona Sucevei, cum le spunem noi, bordeașe. Pentru că inițiam o soră în colportaj, sora Morariu, din Suceava. I-am spus soară, mai ne pierdem vremea să intrăm și la bordeașul acela. Era o întrebare capcană, pentru că uh, noi cântăm cântarea uh, iubirea lui Hristos ne-a adunat și ne-a trimis în sfântă cruciadă la cei pierduți în valuri de păcat, la cei ce au uitat de mult să creadă și spunea, uh, vom cerceta orice palmă de loc, nu vom lăsa nicio palmă de loc necercetată de Scriptură. Și zice, hai să mergem, poate este cineva care are nevoie de noi. Și bat la ușă. Și din fundul casei se aude stins. Da. Și așteptăm să vină. Și trece un minut, trece două și nu vine nimeni. Mai batem o dată. Da. Se aude mai tare. Și așteptăm să vină să ne deschidă. Și nu ne deschide nimeni. Da. Mai batem o dată. Da. Intrați. Când ne-a spus, intrați a mers pe un hol ușor, un sculut pe jos și o cămăruță din dreapta deschide mușa. Un bătrân care mi-a spus ulterior că are 96 de ani. Și dăm, bună dimineața! Bună dimineața, îmi răspunde el. Ce faceți? Și el îmi răspunde, aștept. Ce așteptați? Ca Domnul Iisus să-mi răspundă la rugăciunea pe care am înălțat-o astăzi dimineață. Ce rugăciune ați înălțat astăzi dimineață? M-am rugat Domnului. Am fost pastor timp de 40 de ani în Biserica Creștină după Evanghelie. Și pentru bisericile evanghelice, Cartea Apocalipse este o carte pecetluită. Și m-am rugat Domnului să vină cineva cu care să stau de vorbă cu el din Cartea Apocalipsei. În cartea mea, din fericire, aveam cartea desfășurând cartea Apocalipsei de fratele Roy Alan Anderson. Extraordinară, simplă, așa ca pentru oamenii de pe teren. I-am dat cartea. Mi-a spus câți nepoți, câți strănepoți are. Am stat de vorbă cu el o oră pentru că oamenii bătrâni care stau singuri în casă nu au nevoie să mergi să le spui tu, ci ei trebuie să-ți spună ție și îmi spune așa. Pentru că Domnul mi-a ascultat rugăciunea, înseamnă că are în planul său de mântuire. Și vreau, te rog, să-mi spui ceva despre Apocalipsa și frați și surori, când stăm de vorbă cu frații noștri din celelalte biserici denominaționale. Să nu uităm să le spunem un lucru că Apocalipsa este o carte deschisă, desigilată. De fapt, revelația sau descoperirea lui Isus Hristos este primul cuvânt cu care începe cartea. Și când am spus lucrurile acestea, mi-a spus așa, Vreau să ne plecăm pe genunchi, vreau să te binecuvintez în numele Domnului. Vreau ca lucrarea pe care o faci să fie însoțită de puterea lui Dumnezeu și să mergi în puterea lui Dumnezeu pe drumul acesta și ceea ce faci, Dumnezeu să fie cu tine, tinere. A fost o bucurie extraordinară ca să-l aud pe un om care se roagă, cum spunea David în psalmul numărul 5, dimineața minalți rugăciunea spre tine și aștept în dimineața aceasta poporului Dumnezeu din Castelion. Aș vrea din suflet să-ți înalți rugăciunea spre Domnul. Nu ne vom putea ruga toți, dar ca Ana, care numai buzele și le mișca, aș vrea să spui în dimineața aceasta, Doamne, suntem într-adevăr așa cum ne arată profeția. Suntem lipsiți de vlagă. Suntem uscați spiritual, dar suntem biserica care va încheia lucrarea ta, în felul cum suntem la ora actuală. Chiar că nu suntem buni de nimic, suntem nenorociți, săraci, orbi și goi. Și venim la tine, care ești singura sursă a puterii din Univers, ca să ne dai puterea ta. Să încheiem lucrarea, să pui punct istoria acestui pământ și să vii să ne iei la tine. Dimineața, în înalt, rugăciunea spre tine și aștept. Și sunt oameni care așteaptă să mai audă ce se va întâmpla cu euro, ce se va întâmpla cu Europa care începe să se. ce se facă? Se vor uni? De 2500 de ani, temelia sigură a profeției lui Dumnezeu în Daniel, capitolul 2, spune: Și nu se vor uni? Cum nu se unește? Lutul cu fierul. Oamenii aleargă la ziare, dimineața aleargă la horoscop, își încep dimineața cu lucrurile acestea. Eu fac altceva, spunea psalmistul. Alerg unde? Alerg la rugăciune, alerg la umbra aripilor tale. Dimineața, oamenii vor să vadă cât a crescut euro, cât a crescut dolarul, cum merge economia. Frați și surori, în dimineața aceasta, domnul. Vrea să ne spună că nu mai avem a ne baza în nimic decât pe Cuvântul Sigur al lui Dumnezeu. Și cei care se vor baza pe Cuvântul lui Dumnezeu vor fi fericiți. Oamenii și-au pierdut locuri de muncă, și-au pierdut case, și-au pierdut totul în bănci, și-au pierdut averi și avuții, și-au înnebunit și s-au spânzurat și au murit. Cei care l-au pe Domnul Isus Hristos pot să piardă. Totul. Aveam probabil o cântare sau o poezie. Dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Acesta este bunul de preț pe care îl aveam, și cum spunea Petru: N-ați fost răscumpărați cu aur sau cu argint sau cu lucruri materiale, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos și credința voastră, cu mult mai de preț decât aurul curat, care pierde toate lucrurile acestea pier. Cel care va avea credința lui Isus în inimă va fi ca o torță care va lumina în întunericul dens în care trăim la ora actuală. Am să vă mai spun câteva experiențe când mi se va oferi cealaltă posibilitate, pentru că acum este timpul de rugăciune. Și aș vrea ca în dimineața aceasta doar să trecem un pic prin textele pe care mi le-am ales. În a doua Samuel, capitolul 19, versetul 22 și 23, ni se spune despre niște solii. Atunci nu era uh, comunicarea atât de rapidă ca acum, ci se dădea prin alergători. Știți de ce a murit uh, soldatul de la Marea Lupte, de la Maraton? A alergat să dea o solie. 42 de kilometri, din cauza aceasta, la ora actuală, Jocurile Olimpice au pus titlul uh, Maraton. Din cauza aceasta, a alergat să spune doar atât, am învins, a căzut jos și a murit. Va veni rândul când biruitorii fiarei, ai icoanei ei, ai numărului numărul ei, vor birui, dar nu vor cădea jos, ci vor cânta la mare de cristal pentru vecii vecilor și îl vor slăvi pe Dumnezeu. Acolo vrem să ajungem cu toții, dar avem nevoie de rugăciune. Solia lui Cuș, Ahimaț fiul lui Țadoc, a zis, lasă-mă să dau fuga și să duc împăratului vestea cea bună, că Domnul i-a făcut dreptate scăpându din mâna vrăjmașului lui. Eu a zis, nu tu ai să duci astăzi veștile astăzi, le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit. Și Ioab a zis lui Cuș, du-te și vestește împăratului ce ai văzut. Cuș s-a închinat înaintea lui Ioab și a dat fuga. Ahimaț vine din nou să stăruiască în fața lui Ioab și spune, te rog frumos, lasă-mă pe mine să duc vestea împăratului. Deși nu era ceva care îi făcea plăcere împăratului, el vrea totuși ce să facă? Să alerge el vrea totuși să alerge. Lumea la ora actuală este într-o continuă alergare. Alergare, cum spune Eclesiastul. Alergare după goană, după vânt. Alerga omul acesta și nu primea nimic cu acea ocazie, din cauza că fiul împăratului murise. În a doua regi, capitolul 5, a doua regi, capitolul 5, Versetul 21. Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este bine totul? Nu era bine, Gehazi, pentru că nu știa care sunt prioritățile. El a răspuns, totul este bine, stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că a venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb. Era adevărat? Avea nevoie Elisei de lucrurile acestea? A spus minciuni. A alergat, s-a dus după lucrurile acestea și se întoarce înapoi. Îi dă lucrurile, se întoarce înapoi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor, le-a pus în casă, apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Și vreau în dimineața aceasta să conștientizăm faptul că fie că suntem la locurile de muncă, fie că suntem în casă, fie că suntem pe drum, auziți ce îi spune Elisei lui Gehazi. Duhul meu a fost cu tine. Mă minți, nu ești corect. Și, în primul rând, nu este vremea să luăm aur, argint și toate lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu nu dă cu plată. Nu avem vreme pentru așa ceva. Trăim într-un timp special. Trăim într-un timp când noi trebuie să inversăm valorile, alergarea. După împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fie prima noastră prioritate. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Psalmul 61, cu versetul 4. Cuvântul Domnului spune așa: Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău și să alerg la dăpostul aripilor tale. Oamenii caută adăpost în oameni puternici, în oameni mari. În lumea de lor actuală sunt oameni care le promit oamenilor multe lucruri și când ajung la putere nu se mai țin de cuvânt. Intram în colportaj în poliția mare din Suceava, în inspectoratul de poliție și era pusă o pancartă sus mare. Lumea se schimbă, Poliția nu se schimbă niciodată, aveți încredere în ea. I-am spus la comandantul poliției și dumneavoastră vă schimbați. Există unul singur care nu se schimbă, Domnul Isus Hristos. Cine ești? Sunt un misionar cu cărți. Mi-a dat voie să mă duc prin toate birourile. O doamnă care a devenit vegetariană și mi-a cumpărat cărțile. Mi-a spus după aceea, când se, se uh, râdeau colegii ei de mine, am venit să o văd pe doamna Elena doamna Elena s-ar putea să merge la mormântarea ei. Uh, I s-a spart fierea și i s-a dus în tot organismul. Și doctorii care au operat-o la uh, Cluj i-au spus așa, dacă n-aveai stilul de viață atât de riguros, și atât de bine pus la punct astăzi ai fi fost moartă Eu o vegetariană convinsă când stă de vorbă cu mine de fiecare dată iese din uh, inspectoratul de poliție iese cu mine în parc și spune din cărțile dumneavoastră am învățat ca să pun preț pe natura atât de binefăcătoare a lui Dumnezeu mi-ați schimbat viața să auzi aceste cuvinte din gura oamenilor din afară și noi să călcăm cuvântul lui Dumnezeu care îl avem în casele noastre și trebuia să facem reformă de mult, de mult în viețile noastre, e un păcat pentru noi. Știm să facem lucruri, dar mai amânăm. Astăzi a sosit momentul să nu mai amânăm nimic. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la depostul aripilor tale. Timpul mă somează a sosit. Aș vrea să vă spun că în psalmul 109 cu versetul 4, David ne spune, eu alerg la rugăciune. Deci, prima alergare care trebuie să o facem sub umbra aripilor lui Dumnezeu. Psalmul 91, mai ales pentru vremea sfârșitului, e un psalm special pentru vremea sfârșitului care ne spune: Cel ce stă sub ocrotirea cerului prea înalt. Și știți ce mai face? Se odihnește, are timp nu aleargă tot timpul, consumă tot timpul pentru lucrurile acestei lumi care se vor termina. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Nu-i de mirare că Domnul Isus Hristos când îl vede pe Natanael venind la el, ce îi spune? Iată un israelit în care nu este niciun vicleșug. Știți ce făcea Natanael acolo? Spiritul profetic ne spune, se odihnea la umbra celui tot puternic. Avea sulurile profeției. Era în comuniune cu cel care este izvorul putere. Noi trebuie să ne odihnim la umbra celui tot puternic. Un alt text, în Psalmul 119 cu versetul 32, spune Alerg pe calea poruncilor tale. Deci alerg sub aripile tale, alerg la rugăciune, alerg pe calea poruncilor tale. Și Filipen 3 cu 14, ce ne spune Apostolul Pavel? Alerg spre țintă. Cei care alergă spre țintă n-au cum să se uite după fleacurile lumii acesteia. Ei, cei care se uită spre țintă, vor merge drept înainte în numele Domnului Isus Hristos și vor fi oameni consacrați și vor fi niște torțe care vor lumina lumea înainte de venirea mirelui. Dumnezeu să atingă inimile noastre într această dimineață și să ne ajute El prin Duhul Său cel Sfânt care a fost făgăduit, El nu uită niciodată, dar noi trebuie să-i spunem în dimineața aceasta, Doamne, aduți aminte, El nu uită niciodată, Doamne, aduți aminte că ai făgăduit că în vremurile din urmă vei turna din Duhul Tău peste fii și peste fice. E momentul, frați și surori să rugăm pe Domnul să-și împlinească făgăduința, să vină cât mai grabnic să ne ia la sine. Pământul nu ne mai oferă nimic. Dacă vreți să mă contraziceți, mi puteți spune în particular. Nu mai avem nimic bun. Casa noastră nu e aici. Să alergăm spre țintă. În curând, trebuie să ancorăm în portul veșniciei. Ești pregătit să fii în corabia aceea. Dumnezeu să te ajute! Amin. Iisuse scump, eu sunt copil, știu încă prea puține de jertfa de harul tău, dar te iubesc pe tine. Iisuse, glasul tău cel bun și fața ta senină îmi face inima mea de bucurie plină. De aceea te iubesc cu dor și asta mereu cu tine, căci când aud cuvântul tău, mă simt așa de bine. Isuse, ține-mă mereu sul dulcea ta privire și ține în inimerea mea pe veci ta iubire. Ca să fiu bun și ascultător în orice zi de tine, ca în veci cu tine eu să fiu și tu în veci cu mine amin.